Bună, mă numesc Cășunanu Raisa, sunt în clasa a doua B, școala gimnazială, numărul 25, învățătoarea Marco Elizabeta. Astăzi vreau să vă povestesc despre Copacul Dorințelor. Cartea este despre prietenie, aventură și despre îndeplinirea dorințelor. Copacului îi se mai spune roșu, deoarece scoarța lui este puțin mai roșie. Iar el se găsește cel mai mult în America de Nord. Într-o zi, el se împrietenește cu doi copii pe nume Stefan și Samar. Cei doi copii vin în fiecare zi de la școală și își fac temele la umbra lui. Dar într-o zi, o doamnă pe nume Francesca spune să taie copacul, deoarece rădăcinile lui sunt prea înfipte în pământ și deranjează țevile. Dar toate animalele vin și apără pe roșu. De aici vă las să citiți voi, pentru că va avea un final fericit. Sper să vă placă această carte și sper să o citiți și voi. Sper să vă placă! Pa!